Este așa plăcut aici, pe răcoare, dimineața, să stai și să asculți cântecelul pățărelelor și chiar sunt multe aici, pentru că e plin de copaci și de verdeață. E așa ca o oază de liniște, cu iz de mare, acolo în depărtare se vede și marea. Superb! Bună dimineața, o nouă zi! Ne-am trezit astăzi cu soare așa frumos și abia așteptăm să mergem la micul dejun. Suntem deja aici, la Hotel Cristal. Voiam de mult să mergem la nisipurile de aur în Bulgaria. De fiecare dată e ceva care ne surprinde, așa că da, abia așteptam să vedem și în ziua asta ce o să mai fie. După care cred că mai mergem puțin pe plajă, vedem noi ce o să facem. Aici este și Amiuța, bună fetiță! Mergem la masă? De ce mă tratez cu spatele? De ce mă tratez cu spatele? Buburuză mică, stai! Se doarme bine, a? Se doarme bine pe aici. Mai vrea să se trezească. Hai la masă, Aron! Hai că tati cu Asher s-au dus! Haide, haide! Trezirea și îmbrăcarea, e, știu că e bun somnul, mai ales cel de dimineață. Bună dimineața la micul dejun! Poftă bună! Poftă bună, Amiuț! Am venit noi, asta e... Runda 2. În runda 1 a fost tati cu Asher. Ei au fost mai matinali și s-au dus mai devreme la masă. Acum am venit și noi să mâncăm. Și avem yummy mâncare bună. Am vrut să zici oară cu asta. O mănânc. Gata, micul dejun. Am ieșit în curtea hotelului aici. Și urmează gimnastica de dimineață cu la ora 10. Aici pe scena asta se face. Animatorul tocmai a anunțat la microfon și acum a lăsat muzica pornită și să vină lumea la treabă, la gimnastică. Amia, nu te-a pleca. Vino lângă mine aici. Faci și tu gimnastica astăzi cu mami? Hai, 1, 2, 1, 2. Așa face mamă tău. 1, 2, 3. Da? Așa faci? Bine! Acum o să ne spună la microfon că începe darts-ul. Ladies and gentlemen, in 15 minutes we are starting our game of darts here on the stage. Liebe Gäste, Sie will unsere Darts spiel und 15 minute here on stage. Dragii, o să začinăm nașii igru v jutki. За 15 минути тут на сцене. Începe darțul acum, avem activități toată ziua pe aici. Ребята, мы начинаем нашу игру в данс точно через 15 минут тут на сцене. Amiuț, te scalzi și tu? Vrei să-ți aduc costumașul? Da, e cam rece apița asta. Ne ducem în aia de copii acolo. Now, my friends, now meet... Oh, my friends. Now with left hand, stinga. Cu stinga, stinga, ok. Mai tare, mai tare stinga. Ok, bravo, bravo, bravo. Profesionale, profesionale. Am dat asta 34, 36. Ok, Asher, Asher, come on. Stinga, mai tare. Yes, yes, yes. Deci mai aproape. Mai tare. Ok, ok. Acrobatica, bravo, acrobatica.
Cu stânga, așa. Stânga, stânga, stânga. Bravo, bravo. A mea. Stai aici, că acum dă mama. Delfin? Aici dă mama, te uiți la mama. Acum dă-mi să ceară la mama. Uite-te la mine, că... Bine, stai jos aici. Ok, my friends, come on, come on. Stai acolo la mine, da? Uite-te cum dă mama. Sofia, simula, come on. Mia, uite de aici, dacă nu vezi. Aba, unde e greu? 25 points! 25 points, yes! That's the real sniper here! Very good, bravo! Wow, bravo, bravo! 34 points, bravo, very good, very good, bravo! Ia, da, a few more points, please! Un pic la piscină, este ora 11, cam așa, și până la masa de prânz o să stăm aici să ne bălăcim. Mai mult ăștia mici, că eu încă nu m-am dus să-mi iau costum azia în cameră, dar da, cred că o să mă fac și eu puțin acum sau poate după amiază, nu știu. Dar e destul de liber, de liberă piscina, e apa caldă, e perfect de bălăceală. Ce ți-ai luat? Ketchup. Poftă bună la ketchup. Tot ca Aaron. Cartofi cu ketchup. Șașer și paste. Ciorbiță să nu-mi popați, da? Ciorbița e super bună. A mea e bun? Uite-te la camera acolo. Ce spune? Și acum un picuț de dessert. Am luat de la peșturile. Și un fel de budincă aici, nu știu exact ce e. Cred că cu vanilie. Iar băieții și-au luat înghețată. E bună? Da, da. Câte feluri? 6 feluri combinate. Vai de bine. E bună înghețată, Ania? Nu m-am păcălit. Se chinuie să termine mâncarea. Trebuia să ieșim și noi pe terasă, să stăm la masă pe aici, prin afară, dar să ne uităm la piscină, da, dar e soare frumos azi, dar ne-am pus aici, că e mai aproape de mâncare și să nu ne cărăm atât cu mâncarea până acolo, dar o să stăm o dată și afară.
gata și masa. Acum am urcat, mergem în cameră, că Aaron o să se bage la cursul de șah, iar copiii cei mici la somnic. Ne-așa, Miuț? Oi, că ce somnic, ești obosită. Nu mai vor să doarmă ziua, dar da, trebuie să-i și culcăm un pic, că sunt foarte multe chestii de făcut pe aici, activități și așa, și ar sta să facă ceva non-stop și se vede oboseala. De asta, îi culcăm un pic și la prânz și apoi mai ieșim pe afară. Poate mergem și pe plajă, și astăzi am fost și ieri, dar n-am filmat cu camera, n-am avut camera mare la mine. Am filmat mai mult cu telefonul și am făcut clipulețe de la scurte, am postat pe Facebook. Dacă ne urmăriți pe acolo, ați văzut. Noi avem cameră la etajul 5. Am urcat deja. Hai, Miuț, hai să mergem în cameră, că tati a plecat cu băieții. Vine liftul și ne ia. Haide repede, că nu trebuie să mergem acum cu liftul. Uite, pe aici pe pereți sunt tablouri din astea super drăguțe. Și pe partea asta unul fain. Gata somnul de frumusețe. Eu n-am dormit. Am mai lucrat, am mai editat, am mai copiat clipurile și tot așa. Ăștia mici au dormit. Asher și Amia. Aaron a avut curs de șah, după care s-a mai dus cu tati la piscină, cât au dormit ăștia mici, iar apoi au ieșit pe afară să se plimbe. Eu am stat cu ăștia mici în cameră până au dormit ei. Iar acum mergem la cină, după care o să ieșim pe afară, că mai avem niște activități frumoase de făcut de mie asta. Iar apoi vom merge să dăm o tură așa prin grădina frumoasă a hotelului, să ne mai plimbăm, să mai luăm o gură de aer. E super frumos aici. O grămadă de copaci și plante și flori și de toate. După care o să facem exercițiile de seară. Avem activități în fiecare zi, și dimineața și pe la prânz și seara. Mă rog, noi nu am participat chiar la toate, dar încercăm să ne păstrăm și formă. Și da, e foarte drăguț. Haideți cu noi la masă acum. Amia, apeși tu pe lift? Pe butonaj? Haide! Bravo! Ai dormit bine? Da! Super! Ești frumoasă? Ești frumoasă? Bine! Spune-mă, ești frumoasă? Asta mă zice bine! Ți-a făcut mami două codițe de-astea drăguțe? Hai, hai că s-a deschis liftul! Hai! Unde mergem? La restaurant, aici, minus 1. Tu repede, apasă până nu se închide ușa. Apasă, acolo, bravo. Op. Și acum mergem la restaurant. Și unde? La ce restaurant? Să arăt acum. Prima fetiță și apoi mama. Ne... Da. Hai. Da. Nu mă lasă intră? Hai să vedem dacă a venit tati la restaurant cu băieții. Uite-i acolo pe băieți. Vino în fața mea, că i-am văzut. Eu am mâncat deja. Bravo, să-ți fie de bine. Unde tati? Baste, cam. Ușor, 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 ușor. Trebuie să te uiți în spate când mergi. Uite să-i știe o căritură. Ava, ți-a ales aici un loc special, dedicat. Bravo. Să vin cu supă 10 minute. Da? Atât de mult? Și mie a mie de minute. Wow, dar ce peisaj frumos aveți pe perete pe acolo. Ați ajuns la desert? Fără noi? Amia, du-te lângă Aaron să vă fac o poză. Mergem și noi să luăm mâncare. Da? Haide. Să vedem ce mâncărică avem în seara asta. Avem salate, nici o masă fără salate, deci, ceea ce este foarte bine, green, green. Și văd că au mai făcut niște chestii drăguțe aici, tot cu legume, niște aranjamente, așa, în cărnițe din astea. Amia, par legume? Îți iau legume? Nu vrei? De ce nu vrei? Hai că-ți iau, uite ce-ți dau. Ia uite!
Ce drăguț! Mai avem și cașcaval pe aici, aranjat frumos cu roșii și cu busuioc. Iar pe aici arăși niște legume. Imediat, mami, te urc să vezi imediat. Ceapă, varză, mezeluri, niște prânzică. Iar pe partea asta, măsline de toate neamurile. Adică! Și alte legume aici. Și murături, de toate. Hai să vedem. Bine, hai să vedem acum la mâncare, ce mâncare avem aici. Aici este un sos carbonara și un sos, nu știu, de roșii. Miroase bine, miroase a pizza sosul ăla. Cartofi. Pe aici cărnuri, nu știu ce carne este, orez, nu, ăla e un orez, mai. Orez, altă carne, aici fete de pui, aici e pește, un sos și cu lămâie, cartofi, aici o cărniță de pui, aici ceva sufleu cu legume, și pe aici are cărnuri, cărnuri și iar cărnuri. Iar aici, la desert, sunt iar prăjiturile, altele decât ce a fost până acum. Wow, ce drăguț! Vrei de asta rostul? Da, mami, dar asta e desertul, trebuie întâi să tufăm mâncărica, după aia luăm desertul, bine? Așa. Iar pe aici, fructe și iar fructe. Și cam asta este masa. Am luat niște salată și niște aici, chestii de încercat. Poți să te ridici mai sus dacă vrei. Opa! Așa. Stai ușor. Dacă mă duc afară, să alerg, casă pe afară, mă duc la baie. Vrei la baie? Las-o acolo, că luăm cu surpulița. Ce cărniță bună! Astăzi o să facem gimnastica de seară. Super! Cu cine? Să faci și tu! Facem cu animator, că avem un animator aici. Oh, super! Bravo! Să faci și tu! Că e bun sport, da, de seară. Da, fac și eu! Bine! Acum așteptăm să facem aici sportul de seară după cină, pentru că vrem să ne păstrăm și în formă și aici avem animator, tot ce trebuie să facem, mișcare. Băieții s-au urcat deja pe scenă de acum 10 minute, așteptăm să vină și animatorul. Amiu, îți faci și tu sportul? Wow! Bravo! Hello, earthlings of planet Earth! Are you feeling good? Put your hands up in the air, shake your booties round, up on your toes, and turn around and round. Hands way up high, hands way down low, stand with your feet and jump, jump, jump. Put your hands up in the air, and shake your booties round, and up on your toes, and turn around and round. Hands way up high, hands way down low, stand with your feet. Și o privire asupra grădinii noaptea. Se vede hotelul luminat pe acolo. Aici e locul de joacă. Drăguț. Și urcăm acum pe terasă. Gata, după sportul de seară, ne-am oprit un pic aici în hol ca să bem un suc, nu-i așa, Mia? Da! Și ce-mi povesteai tu mie, ia-ți? Ce-mi povesteai, mă? Cafenea! Nu înțeleg! Spune mai clar! Haide, lasă pantofii jos! Lasă papucinii ca să vorbim și noi.
Ți se vede limbuța. Nu! Pui pantofii pe obraz. Hai, lasă-i jos, te rog. Amia, ți-am luat limonadă, mami. De ce îmi bei mie cola? I-am luat limonadă și am bea cola meu. Tu îmi bei cola meu? De ce, da. De ce nu bei limonada ta? Colțul vesel. Recepția. Și pe aici e sala mare unde stau oamenii la suc. Amia, mergem sus și noi, că tati s-a dus cu băieții. Hai la lift. Arată-mi tu unde e liftul. Hai, da, pasă la lift. Hai, apasă pe care vrei. A venit, Eca! Eca! Tu, hai, pe 5. Care 5? 5 ăla. Bravo! 5. Cam atât pentru acum. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să ne urmăriți în continuare, pentru că vor mai urma și alte astfel de clipuri. Asta este primul episod, să zic așa, de aici și de la Nisipurile de Aur. Și vă ținem la curent. Pa, pa! Woo!